Să rămână! Suntem vecinii dumneavoastră! Suntem vecinii dumneavoastră! Eu stau la grădiniță, ăștia mi stau aici pe bulgari. Ideea e că... Ideea e că dacă vă izolați și nu mai vreți să ieșiți după pâine, vă e greu, vă e nu știu ce, vă lăsăm numerele noastre de telefon, ne sunați și noi venim și vă cumpărăm mama pâine. Mama, am noră. Aveți eu noră? Spui drept, deci dar ce părere aveți de inițiativa asta? Că tinerii, iată, vor să ajute oamenii în vârstă, cei care nu pot merge să ia alimente, să nu mai iasă din da, casă. Mama, da. Cum vi se pare ideea asta? E bună. E bună, mama. El este Cristian Burlacu, antrenorul echipei a doua a CS Blejoi. După ce sportivii și-au întrerupt activitatea potrivit normelor FRF, profesorul a gândit un alt fel de antrenament, unul umanitar. Așa se face că membrii ai echipei de fotbal nu au dat înapoi de la apelul antrenorului. Mădălin, Ovidiu, Cosmin, Alex și Răzvan au fost primii care s-au înrolat în misiunea umanitară. S-au protejat cu măști și mănuși și au venit în ajutorul celor nevoiași pe bicicletă. Crezi că prin ajutorul vostru oamenii vor înțelege să rămână în casă astfel încât voi care, iată, primiți sfaturi despre cum să vă protejați și ce să faceți mai bine să limitați această răspândire a virusului? Bună ziua! Noi sperăm să da și suntem bucuroși că putem să ajutăm cu acest grup pe care domnul profesor l-a creat, să spunem așa. Este foarte important, aceste proiecte ne pot ajuta și pe viitor la o facultate și consider că acest gen de proiect ne poate defini pe noi ca oameni și ne poate dezvolta foarte mult spiritul civic. Noi am fost foarte bucuroși, deoarece sunt foarte mulțumiți de mine când fac lucruri bune. Și ajuns totodată, identificat, eu știu, vecini, oameni din zonă care, sau către care s-ar putea îndrepta ajutorul tău? Deocamdată nu și sper să nu fie nevoie, deoarece este spre binele lor, al omenirii. M-am simțit bucuros pentru că aveam ce să fac, trebuie să stau în casă, să stau degeaba, să ies pe afară, să comunic cu persoane, să ajut. În ajutorul echipei de tineri vor veni și proprietarii unor magazine din localitățile Blejoi, Ploieștiori și Țințăreni. O inițiativă foarte frumoasă și cred că este foarte bună din punct de vedere pentru cei care au nevoie de acest ajutor, pentru că trebuie să conștientizăm că trebuie ajutați. Cei care nu au acces la rețelele de socializare pot solicita sprijin telefonic la numerele 0728 726 756 0738 768 706 pentru localitatea Blejoi și 0721 921 278 pentru statul Ploieștiori.